Obiectivul meu pentru acest mandat este acela de a ajuta tinerii să conștientizeze importanța votului, iar în acest sens am hotărât să facem un plan, cel puțin un obiectiv personal, acela de a realiza un promo, poate chiar discuții față în față, și vă îndemn pe fiecare dintre voi să discutați cu tinerii pe care aveți la îndemână cunoștințe, prieteni, să meargă la vot când acest lucru este necesar. Știu că nu va fi ușor, dar mă bazez pe echipa mea de la județ, împreună cu colegii de la municipiu și, cu siguranță, sub coordonarea lui Doru, să facem până în 2020 o treabă cât mai bună, astfel încât să putem câștiga și primăria de cel mai bun.